După ce nu și-au primit banii pe chirie de aproximativ 6 luni, proprietarii s-au prezentat joi la restaurantul de pe Bulevardul Mamaia pentru a-l soma pe chiriaș să își plătească restanța de 12.000 de euro. Nu s-au înțeles la bani, iar de aici și până la scandal nu a mai fost decât un pas. Cedat toate mașinile și ce mai avea bunuri pentru că am înțeles că are foarte multe datorii. Eu i-am spus pe cale amiabilă să ne lase ceva utilaje, nu să-i luăm noi utilajele, să vedem câți bani are, eu știu un care mare, care să sunt mesele, scaunele, masa mea, mi-a mai dat niște lucruri, dar nu mă mai uit că mi le-a scos. Aici era amenajat foarte frumos, dar, mă rog, după aceea m-a jignit că trăiesc, eu nu trăiesc din banii lui, eu trăiesc din munca mea. Noi avem aici un spațiu pe care l-am închiriat legal și este munca noastră de o viață. Mai mult, fiul proprietarei și-a ieșit din fire și l-a amenințat cu o armă neletală pe chiriaș. Bărbatul recunoaște că a rămas în urmă cu chiria, dar exclude că ar avea de achitat suma enormă de 12.000 de euro. Patronul restaurantului spune că nu este prima dată când rămâne în urmă cu plata chiriei. Este o relație, exact, spațiul este închiriat, este o relație comercială între noi, iar dânsul, ca persoană fizică, susține că am să-i dau o sumă de bani pe care eu trebuie, pe chirie, contravalare chiriei, bineînțeles, pe care eu trebuie să o cad de comun acord cu el pe acea sumă. Eu am restanțe, într-adevăr, dar trebuie să vedem pe ce sumă. Nu putem să luăm hotărâri așa, să venim să amenințăm cu pistolul și cu mașina. Deci asta susține dânsa. Eu nu știu, pentru că relația nu a fost cu dânsa, ci a fost cu soțul dânsei. Banii încasat dâns. Da, a fost o altercație. A venit dimineață cu fiul dânsei să-mi schimbe iala de la ușa de la restaurant, să-mi blocheze utilajele și să-mi blocheze activitatea aici, în baza unei declarații de venit pe care a dat-o dânsa la administrația financiară. Și în baza acelei declarații a venit să-mi spună că contractul este reziliat. Contractul este valabil până în septembrie 2013, deci din punctul meu de vedere nu este reziliat. Ați mai avut probleme de acest gen până acum cu dânsa? De când aveți închirie? L-avem de 3 ani pe o firmă și de 3 ani pe altă firmă. Deci avem 5 ani și jumătate. Cine are dreptate, asta va hotărî instanța, deoarece proprietarul l-a acționat în judecată pe chiriaș.